Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș a primit o masă de techball în cadrul unui proiect educațional derulat de către Federația Română de Specialitate, al cărui obiectiv este acela de a atrage cât mai mulți tineri către acest sport. Predarea mesei a avut loc într-un cadru oficial în sala de sport a unității de învățământ. Totodată, elevii care au participat au avut ocazia să asiste la un meci demonstrativ de simplu și unul de dublu. Practic ne diversificăm portofoliul școlar, respectiv portofoliul sportiv, prin acest nou sport, ca urmare a inițiativei profesorului nostru de sport, Cătălin Ciucu, care a făcut toate demersurile necesare să beneficiem de o masă de techball. Mulțumim pe această cale Federației Naționale de Techball, domnului președinte Teodor Luca, care este astăzi alături de noi, care a apreciat interesul nostru pentru acest nou sport și sperăm că această masă de tenis, de techball, practic, va aduce elevilor noștri o atractivitate mai mare pentru tot ceea ce înseamnă mișcare, pentru că o minte sănătoasă nu se poate forma decât într-un corp sănătos. Astăzi la Mediaș am avut un nou pas în proiectul nostru educațional pe care îl dezvoltăm noi, Federația Română de Techball, împreună cu Federația Internațională de Techball, prin care dorim să aducem cât mai mulți sportivi spre acest nou, fantastic sport pe care îl considerăm techball. Astăzi la Mediaș am ajuns și datorită parteneriatului nostru pe care îl avem cu compania națională de gaz RomGaz și era implicit ca să ajungem la Colegiul Școala Națională de Gaz. Într-adevăr, copiii au primit foarte bine acest, între ghilimele, cadou al nostru, pentru că nimic nu este cadou, pentru că ei trebuie să muncească ca să dovedească că merită această masă, deci trebuie să vină în competițiile pe care noi le avem organizate. Pentru că prin acest proiect educațional, noi avem 23 de universități care au facultăți de sport, care au venit în acest proiect educațional, avem cluburi sportive școlare, LPS-uri, CSS-uri și chiar multe dintre CSM-urile care activează cu mai multe secții de sport și au înființat secții de techball care vin să sprijine această activitate de dezvoltare a techball-ului în România. La evenimentul de la Colegiul Școala Națională de Gaz au fost prezenți și doi jucători profesioniști de techball, Hunor Cristali și Ioan Mihai Macarie. Aceștia au jucat atât la simplu cât și la dublu alături de elevii ai liceului din Mediaș. Încercăm să atragem cât mai mulți copii, încă din cauza elementelor tehnice pe care trebuie să le dezvolți, este greu. Cât de mult trebuie să te antrenezi pentru a ajunge să joci din ce în ce mai bine? Zilnic, chiar zilnic, deci cu 2-3 pauze, dar săptămânal 6-7 antrenamente.